În rubrica La ordinea zilei de astăzi discutăm despre transgenderi. Între primele acte semnate de noul președinte american Joe Biden, așa cum a și promis și cum era de așteptat, a fost și acceptarea transgenderilor în armată, lucru interzis de Donald Trump. De asemenea, nu doar în armată, ci și în școli, în competiții sportive. Deci și-au mai avut problema asta pe vremea lui Obama, când Obama a dat ordin să se poată folosi toaletele comune, bărbați-femei. Și când s-au trezit la supermarket, eu știu, părinții au mers cu fetița la toaletă și s-au trezit cu dita mai bărbatul de 1,90 m acolo intrând în toaleta fetelor, lanțul respectiv de supermarketuri a pierdut $1 miliard într-un timp foarte scurt și un pic au mai revenit, dar trăim minunata lume nouă. Stăm de vorbă cu conferențiar universitar, dr. Lavinia Tec, avocat, despre transgenderism și să știți că nu este problemă doar în America, și în România și în Europa. Mă bucur să fim din nou împreună să discutăm un subiect neplăcut. Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră! Care este situația în America și în România? Recent și CEDO a dat o hotărâre în acest sens. Spuneți-ne, vă rog, pe larg. Ei, din câte cunosc deja ascultătorii dumneavoastră, pe agenda lui Joe Biden și a Partidului Democrat, în campania electorală care s-a desfășurat, transgenderismul și, în general, drepturile minorităților sexuale din comunitatea LGBTQI+, acest subiect a fost pe agenda lor politică. Urmărind, atât cât am putut, cât am avut acces la resursele media, ce s-a întâmplat în campania respectivă, comunitatea LGBTQI a fost o comunitate susținătoare a Partidului Democrat, tocmai datorită promisiunilor pe care Joe Biden le-a făcut în campanie. Ca să vedeți, se pare că și le onorează. Pentru ascultători, LGBTQI+, așa, înseamnă lesbiene, homosexuali, gay, bisexuali, transexuali, queer înseamnă ciudați, așa și traduce. Așa, și intersex. Intersex și nedefiniți și fiecare exact definește ce vrea. Scuze, exact. Și a ținut Joe Biden promisiunea. În guvern are cel puțin un ministru gay și unul transgender. Nu știm în eșalonul 2, dar cu siguranță toată administrația publică va fi împânzită de minorități sexuale. Este normal dacă a făcut acest angajament alegătorilor lui. Ministrul din guvern este de fapt un bărbat care se îmbracă în femeie și se poartă ca o femeie. E transgender, bărbat care a făcut tranziția la femeie, dar doar prin autodeterminarea genului. El n-a făcut niciun tratament de sterilizare sau de terapie chirurgical, cu hormoni, intervenție chirurgicală și așa mai departe. Da. Deci Joe Biden și-a făcut treaba. Am vrea și noi să avem președinți care își respectă și guverne care își respectă toate promisiunile pe care le fac în campania electorală. Joe Biden a pornit sau este cumva promițător începutului de președinte al lui Joe Biden. Acum, ce se întâmplă în America? Chiar ieri am stat de vorbă cu o prietenă, medic ginecolog, care îmi spunea că este de vârsta mea, am fost colegă de facultate, de școală, care îmi spunea că își dorește să se mute în România și că ea sunt o mulțime de din alți din America în România. Da. Din cauza acestei tiranii, ei o numesc tiranie, a corectitudinii politice. Pe vremuri oamenii treceau Dunărea în nod la sârbi sau riscau să fie împușcați spre unguri. Ei, doar asta vorbeam cu ea, că nu am anticipat noi românii și cred că nici americanii nu puteau să anticipeze că vor veni vremuri în care americanii vor cunoaște o anumită formă de tiranie. Pentru că până la urmă corectitudinea politică, am mai discutat noi, afectează o mulțime de drepturi și libertăți. Și atunci îi vom vedea pe români care au emigrat în Statele Unite, care se vor
repatria. Mulți dintre ei au și dobândit cetățenie deja în Statele Unite, vor avea posibilitatea să-și mențină joburile dacă le pot face la distanță, dar toți sunt îngroziți, sau cei cu care am vorbit, sunt îngroziți tocmai de această tiranie a corectitudinii politice. Numai că nu cred că vor veni într-o țară în care vor fi liberi de ideologia de gen, pentru că în Europa, deja după cum bine știm, o mulțime de state au reglementat deja sau au implementat ideologia de gen. Să nu uităm că Ursula von der Leyen și-a început mandatul și ea, cătă pe, având pe agenda implementarea ideologiei de gen în perioada 2020-2024 în toate statele membre ale Uniunii Europene. Ce a apucat pe toți cu chestia asta cu ideologia de gen? E un fel de nouă religie pentru ei? Ce se întâmplă? Păi, în Statele Unite de foarte multă vreme erau discipline de studiu, studiile de gen, în facultăți, în universități. În Europa, la fel. Acum nu știu, ține mai degrabă de viața, eu așa am crezut și așa spune și Curtea Europeană a Drepturilor Omului, că aceste aspecte țin de viața privată. Păi dacă țin de viața privată, de ce suntem obligați ca să ieșim cu tot ceea ce ține de viața noastră privată, de dormitor sau alte spații private, să ieșim în public, să reglementăm, să obligăm, da? Să impunem. Nu voi înțelege acest aspect decât din perspectiva, într-adevăr, a unei agende și deja agendele acestea sunt publice, după cum spuneam Joe Biden în Statele Unite și Ursula von der Leyen în Europa. Era o glumă pe vremuri să plecăm din Europa până nu devine homosexualitatea obligatorie, dar deja mă tem că gluma se îngroașă sau devine realitate. Nu știu. Deja poate că sunt obositoare subiectele astea și poate că oamenii deja sunt sătui sau săturat de această chestiune. Dar am fi vrut să discutăm despre venirea primăverii, despre lucruri frumoase, dar sunt... Dar da, din câte știu eu, din câte cunosc, aceste probleme de orientare sexuală, dacă vorbim doar de LG, da? Și B, aceste probleme de orientare sexuală erau păstrate sub o anumită discreție, era o anumită pudoare la un anumit moment sau într-o anumită perioadă în România. Nu doar pudoare din partea heterosexualilor, ci pudoare din partea și a homosexualilor. Într-adevăr, este aici este o problemă sau nu putem să înțelegem altfel decât că s-a dorit ideologizarea sexului și a sexualității până la urmă. Pentru că asta se întâmplă atunci când eliminăm sexul biologic și spunem că sexul biologic este inexistent. Sexul ni-l alocăm noi, după cum dorim noi, la vârsta la care am fi disponibil, am avea libertatea sau am avea discernământul necesar pentru a ni-l alege, înseamnă că sexul devine un construct social, da? Și pe care îl impunem absolut tuturor. Deci asta devine normă juridică. Este problema aceasta, persoane care se cred de sex opus există. Nu o putem contesta, există. Însă este de domeniul psihiatriei sau al duhovnicului sau al consilierului. Nu este o chestie de legalizare. Să vedem ce spune acum Curtea Europeană a Drepturilor Omului cu ultima decizie pronunțată împotriva României 19 ianuarie 2020. Curtea Europeană, de altfel, a mai dat câteva decizii cu privire la Franța, prin care a condamnat Franța, în cauze privind transgenderismul. Deci noi nu mai vorbim acum de o problema orientării sexuale, ci vorbim de problema identității de gen. Adică un bărbat născut biologic ca bărbat se consideră femeie și dorește
să fie recunoscut public, da, ca fiind femeie. Deci urmează toate efectele juridice, nu doar că își dorește această decizie, a luat-o în capul lui, ci dorește ca toate actele de stare civilă, documentele doveditoare în materia sexului său până la urmă, da, a genului, să corespundă realității pe care el și-a ales-o. Vedeți deja realitatea biologică. Lui. Realitatea biologică este una, realitate alternativă e cumva altceva. În România, lucrurile au stat în felul următor. Avem legea stării civile, avem codul civil, niciuna dintre cele două legi nu este foarte clară, nu este explicită în materia condițiilor necesare pentru recunoașterea identității de gen. Avem norme în ceea ce privește schimbarea sexului, doar că practica era neunitară în sensul următor. Instanțele cereau pentru, ca o condiție sine qua non pentru admiterea unei cereri de schimbare a sexului, un certificat medical din care rezulta că s-a trecut la intervenția chirurgicală, s-a parcurs această etapă a intervenției chirurgicale, terapie hormonală. Deci cumva cereau persoanelor să facă dovada că într-adevăr au făcut tranziția de la un sex la altul, sau în fine să vorbim în termenii ideologiei de gen, de la un gen la altul. Acum, tocmai am aflat că Organizația Mondială a Sănătății stabilește într-un manual cu titlul de recomandare pentru educație sexuală ca cei mici să fie învățați că există 100 de genuri. N-am avut timp și nici răbdare să stau să citesc cele 100 de genuri, dar noi să rămânem în discuția aceasta, da? Bărbați și femeie. Bun. A mai fost... Este cumplit că lucrurile acestea vin de la Organizația Mondială a Sănătății, care gestionează și coronavirusul, din care Trump a retras America. Sunt experții. Ei sunt experții. Și ei ne spun că există 100 de genuri. În materie de sănătate. Da. Mai era o practică. Oamenii se duceau la endocrinolog sau la chirurg să-și facă intervenția necesară pentru a obține schimbarea de gen sau tranziția de la un gen la altul, dar medicii cereau o hotărâre judecătorească de autorizare practica intervenției chirurgicale sau a terapiei cu hormoni. Erau probabil medici care își puneau problema în ce măsură ei ar putea să facă acest lucru fără să fie autorizați de instanța de judecată. Pentru că distrugi un om sănătos, dacă îi tai organele sexuale masculine. Sau e o mutilare pe viață. L-ai mutilat pe și viață. Terapia cu hormoni produce efecte pe viață și intervențiile chirurgicale de sterilizare produc efecte pe viață. Și atunci s-a pus următoarea problemă din punctul Convenției Europene a Drepturilor Omului. Dacă nu cumva România a încălcat sau încalcă prin legi neclare sau prin lipsa unei reglementări clare, precise, exprese în această materie, dacă nu cumva încalcă articolul 8 privind dreptul la respectarea vieții private și a vieții de familie, aici ne interesează pe noi viața privată, ce discutam la început, că este un aspect care ține de viața privată, identitatea mea de gen, dar în același timp, în câteva decizii de speță, CEDO a întamat și încălcarea articolului 3, tratamente, interzicerea tratamentelor inumane sau degradante aplicate persoanei fizice. Tocmai asta cred eu că se întâmpla prin condițiile pe care le puneau instanțele de judecată sau medicii, și anume să se facă dovada că s-a făcut o intervenție chirurgicală de reatribuire a sexului, că s-a făcut terapie hormonală. Deci, mai degrabă, eu cred că ar fi fost vorba de încălcarea articolului 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
Mă gândesc ce s-ar întâmpla dacă va veni într-o zi cineva și va spune: eu sunt Maica Tereza și vă rog să scrieți în actele mele de stare și să mă transformați în Maica Tereza. Ei, sau Ștefan cel Mare, sau Michael Jackson. Acolo deja sunt și alte probleme legate de nume. Da? Dacă spunem de Maica Tereza, o să vedem că nu se schimbă doar genul, ci se pune problema schimbării administrative a numelui și acolo este deja altă problemă. Mă rog, vreau să zic că vine cineva și spune: eu sunt Munții Carpați. Bun, ce mi-a atras mie atenția în această hotărâre, mi-a atras atenția intervenienții, poziția intervenienților. Intervenienții au fost biroul înaltului comisar ONU, al ONU, Asociația Transgender Europe, Asociația ILGA Europe și ACCEPT. Biroul în ACCEPT este organizația care reprezintă România. Drepturile homosexualilor în da. România. Biroul înaltului comisar al ONU amintește de o recomandare pe care a făcut-o statelor membre ale care intră sub aplicarea organizației, reglementărilor organizației. Această recomandare prevede următoarele lucruri în materia schimbării sau recunoașterii identității de gen. Recunoașterea să se facă pe baza autodeterminării, asta este prima condiție. A doua condiție, pe baza unei proceduri administrative simple, adică nu mai e nevoie de instanță. A treia condiție, să fie excluse cerințele abuzive, arbitrare și nejustificate, așa cum erau cerințele, spre exemplu, în cazul României, din practica pe care v-am relatat-o. Și o altă condiție, o altă cerință sau recomandare se referă la minori, recomandându-se ca minorilor să li se asigure accesul la recunoașterea identității de gen. Cu asta, sau fără acordul părinților? Nu, nu se stipulează, de vreme ce se spune că să li se faciliteze accesul la recunoașterea identității de gen, cu siguranță aici nu va mai fi nevoie de acordul părinților. Cumplit, mă gândesc să vină un băiat. Da, mă gândesc să vină un băiat să-i spună tatălui și mamei lui: eu de astăzi sunt fată, vă rog să mă duce și să-mi îndepărtați chirurgical orice ține de... Wow, deci în același, s-a rupt pe sufletul în părinții acestea. În același sens sunt și rapoartele comisiei, este și raportul Comisiei de Combatere a intoleranței, a rasismului și intoleranței din Parlamentul European, precum și o rezoluție a Parlamentului European, care pledează sau recomandă statelor membre ale Uniunii Europene facilitarea accesului la recunoașterea identității de gen pe baza autodeterminării. Deloc întâmplător faptul că această problemă este deja reglementată în Convenția de la Istanbul, care a fost ratificată de România, pe care Curtea Constituțională a României... A fost ratificată de președintele Iohannis în numele României, fără consultare publică. O chestiune sau o convenție care a fost deja evocată de Curtea Constituțională a României în motivarea admiterii obiecției de neconstituționalitate pe care a avut-o președintele României în ceea ce privește interzicerea predării de ideologiei de gen în școli. Motivarea a apărut săptămâna trecută și Curtea Constituțională spune foarte clar că se încalcă Convenția de la Istanbul. Deci vedeți că toate aceste soluții sunt cumva coroborate sau pare să fie, nu neapărat, nu vorbim de orchestrare,
Da, vorbim A, de nu, soluții. este vorba clar de orchestrare. Deci aici este un scenariu Hai evident. să nu fim acuzați că vorbim de, nu știu, oculte și inculte, cum spunea o doamnă profesor universitar de la SNSPA din București. Dar vedeți, pe de o parte, legislația Statelor Unite, care s-a schimbat radical în această materie, pe de altă parte, convenția aceasta internațională este un instrument internațional pe care l-au ratificat, nu știu, câteva zeci de state. Și pe de altă parte, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Deci, iată din ce direcții vin aceste soluții care impun reglementarea ideologiei de gen. Deci, Acum. în momentul când se vor aplica, un băiat care se consideră fată, el va candida, va putea concura într-un concurs sportiv împotriva Rămâne fetelor, să de vedem exemplu. cum va reglementa acum România este obligată să modifice legea stării civile. Cred că legea stării civile o va modifica și a evidenței actelor privind actelor doveditoare privind starea civilă. Mai degrabă decât codul civil, este mai ușor de modificat, mă gândesc eu că așa vor opera, sau pur și simplu vor veni cu un act normativ în care vor stabili o procedură pentru schimbarea sau recunoașterea identității de gen pe baza autodeterminării. Așteptăm să vedem modul în care va fi reglementată procedura de către Parlament sau de către guvern. Nu știm exact cum se gândește, care e soluția la care se gândesc. Cert este că, rețineți, eu sunt de acord că, într-adevăr, astfel de cerințe erau de natură să încalce demnitatea umană, să atenteze la demnitatea ființei umane până la urmă prin tratamentul degradant sau inuman la care îl supunea. Acum este deja un mare câștig pentru comunitatea, hai să nu spunem pentru întreaga comunitate, pentru că nu interesează pe toți acest aspect, pentru transgender este un mare câștig. Eu nu cred că vor fi, nu ar trebui să ne alarmeze foarte tare, în sensul că nu vor fi foarte mulți, nu cred că sunt foarte multe cazuri, foarte mulți oameni care își doresc să facă Fie mutilați. să fie mutilați. Nu se mai pune problema să fie mutilați, pentru că CEDO tocmai a spus că nu se mai poate să facem asta. Dar nu cred că sunt foarte multe persoane care ar vrea să-și schimbe sau ar dori să-și schimbe genul. Am uitat să mai spun un lucru important pentru ascultătorii noștri, că tot biroul înaltului comisariat al ONU sau înaltului comisar al ONU atrage atenția că Organizația Mondială a Sănătății a decis din 2019, ca problema tranziției de la un gen la altul să nu mai fie considerată o tulburare mentală, ci o problemă de sexualitate. Prin urmare, nu mai trebuie să treacă pe la niciun psihiatru, așa cum treceau înainte aceste persoane, pentru a li se elibera un certificat medical cu un diagnostic, da? Și această chestiune este scoasă de pe lista patologiilor la recomandarea sau la decizia Organizației Mondiale a Sănătății și intră în sfera sexualității, din nou, cum spuneam înainte, mai înainte, în sfera vieții private. Este o alegere pe care o faci. Probabil că Da. atunci când ai interese, poți să decizi să fii bărbat, când ai alte interese, poți să decizi să fii femeie. O să Interesant. vedem. Pre fostul Reglementat. președinte Donald Trump a retras America din Organizația Mondială a Sănătății pe motiv că este controlată de China. Și mă gândesc la acest argument. Acum Biden vrea să revină înapoi, dar mă gândesc la acest argument. La final, mai avem doar 2 minute din emisiune. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu,
Suntem într-o țară creștină. Cum credeți că privește Dumnezeu? Nu știu cum să numesc aceste lucruri. Ei, nu pot să mă pun eu în locul lui Dumnezeu cum privește Nu, 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 Dumnezeu, dar dar nu aproximativ, pot să cum. fac un astfel de exercițiu de imaginație. Ce pot să spun Cum el ca este, și creator. că asistăm din nou la răsturnarea sau atacul creației așa cum îl știm noi în Geneza, pentru că, am uitat să vă spun din nou, tot biroul Înaltului Comisar al ONU spune că trebuie să știm foarte bine că sexul nu este binar. Iar dacă ne uităm în Geneza, conform Genezei, Dumnezeu a creat parte bărbătească și parte femeiască. Deci, cum spuneam, din nou asistăm la răsturnarea unei valori, dacă vreți, care ține de ființa umană, de integritatea sexuală a ființei umane. Din nou asistăm la un atac al creației, dar deja cred că suntem obișnuiți. Nu știu ce urmează să mai discutăm în perioada următoare, pentru că cam totul a fost distrus, s-a răsturnat, a fost anulat, conform cancel culture. Da, spunea cineva, dacă ar fi, cred că Billy Graham spunea, poate că Dumnezeu ar trebui să-și ceară scuze de la Sodoma și Gomora comparativ cu ce este acum în lume. Așa, între ghilimele exprimat. Da, oamenii Noi au ajuns zâmbim. Noi zâmbim numai că creativitatea. este cumva un haz de necaz, Da. adică ne doare să asistăm la răsturnarea anumitor principii, anumitor valori. Însă cred că ăsta este rostul până la urmă al mass mediei, să informeze corect publicul, astfel încât publicul să fie în măsură să emite judecăți, să evalueze, să aprecieze. Adică aș vrea să se înțeleagă că nu avem nimic cu viața privată a nimănui, Clar. dar în momentul în care viața privată nu mai este chiar privată și normăm și reglementăm și obligăm și impunem, înseamnă că de fapt asta este efectul, mi se pare mie pervers, al jurisprudenței. Faptul că mi-afectează libertatea de gândire, de vreme ce OMS-ul îmi spune că nu mai pot gândi că sexul este binar, înseamnă că nu mai pot să-mi exprim opinia în acest sens, da? Deci mi-a afectat, prin reglementarea unor aspecte care țin de viața privată, mi-a afectat libertatea de gândire, mi-a afectat libertatea, putem vorbi și de libertatea de conștiință în cazul medicilor, și mi-a afectat libertatea de exprimare și, sigur, poate să fie în discuție și libertatea religioasă. Deci îi iubim pe toți cu dragostea lui Hristos, cu dragoste creștinească, nu urâm pe nimeni, însă așa a făcut Dumnezeu pe planeta asta, bărbat și femeie. Și dacă vreodată vom ajunge sau voi ajunge sau unul care consideră Biblia, cartea de căpătâi, va ajunge să-i se taie capul în piața publică a cetății pe motiv că afirmă că Dumnezeu a făcut doar două genuri, bărbat și femeie, nu știm cât va mai fi până acolo, Dumnezeu să ne păzească. Mulțumim frumos, să auzim și vești Mulțumesc. bune. A fost împreună cu noi conferențiar universitar, dr. Lavinia Tec, avocat. Am discutat despre ultimele năzbâtii ale CEDO și ale americanilor și ale Organizației Mondiale a Sănătății. Dumnezeu să aibă milă de planeta noastră. Râdem, dar plângem pentru această planetă. Dumnezeu să aducă pocăință. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast, dacă stați la ordinea zilei podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze!